În vitrinele lui Capșa sunt expuse prăjituri, lei și urci de ciocolată și tot felul de figuri. Îngerași, purcei de lapte, ouă roșii, cerbi și pui, toate fabricate în zahăr în laboratorul lui. Și-a intrat domnul Costică, un geambaș cu ceafă alată. Bună ziua, zice dânsul, vreau un cal de ciocolată. Da, avem. Și vânzătoarea îi arată vă câțiva. Este aroibăl vreau că-mi place, dar v-aș mai ruga ceva. Hamurile, aș vrea să fie albi și cu zdrângănele și pe jos pajăște verde și cu niște floricele. S-au făcut și în 3 minute i l-au adus mult mai focos, dus și pal cu hățuri albi și cu stânjenei pe jos. N-aș vrea să vă supăr, domnișoară, dar mai am o rugăminte. Scrieți-mi cu slovi roșii încă 2-3 cuvinte. Mâni ziua mea și fiindcă plec acum la Focșani, scrieți-mi să trăiești Costică, suvenir și la mulți ani. S-au făcut. Și în 3 minute, iute ca o rândunică, i-a adus calul și scrisul cum o zis nenea Costică. Mulțumesc, zice geambașul cu un gest cavaleresc. Și acum spune turturică, cât costă ca să plătesc? Păi cu hamurile albe, pajăștea cu stânjenei, suvenirul și urarea, în total 60 de lei. Minunat, își spuse în gândul radios și fericit. Și admirându-l încă o dată, o scos banii și o plătit. Vi-l împachetez? Întreabă vânzătoarea cu lipici. Nu, zice Costică, fiindcă îl mănânc aici.